Salutare, dragi prieteni grădinii exotice și bine ne-am regăsit! Astăzi vă voi prezenta acest coș cu fructe exotice. Ne vom vitaminiza și vom gusta din minunățile acestea ale naturii de pe alte meleaguri. Aceste fructe le găsiți în această perioadă prin marketurile din România. Unele le-am luat chiar din China. Unele fructe sunt mai uzuale, cum este acest kaki sau acest sweetie, pe care le găsiți mai tot timpul anului sau în toamnă prin magazinele din România. Haideți să începem să vedem ce minunății avem în acest coș de Crăciun. Fructe exotice binevenite! Primul fruct și cel mai interesant, zic eu, este fructul de cacao. Toată lumea mănâncă ciocolată, dar puțini sunt cei care știu cum arată fructul de cacao din care se extrage ciocolata. Vă voi prezenta în alte filmulețe detaliat și cum se mănâncă, cum se desface. Este un pic umed pentru că a stat la rece. Se păstrează la rece. Se consumă doar pulpa în care sunt înverite semințele. Din semințe se produce ciocolata, semințele se lasă la uscat și se produce minunata ciocolată. Arborele de cacao crește în țările africane și semințele sunt importante către țările care produc ciocolata, cum ar fi Elveția. Elveția nu are aceste fructe în țară, le importă. Țările africane sunt destul de sărace. Fructul îl găsiți acum în această perioadă în marketuri prin România sau îl puteți comanda în afara țării. Este în jur de 70 de lei. Se mănâncă acea pulpă care îmbracă sâmburii și, bineînțeles, sâmburii puneți la uscat. Puteți face ciocolată sau puteți folosi cacao fără niciun fel de aditiv. Al doilea fruct pe care o să vi-l prezint este preferatul meu, alături de cacao. Se numește pitaia galben sau dragon fruit. Fructul dragonului. De fapt, acest delicios fruct este un fruct de cactus. Pitaia este un cactus. Se cultivă destul de ușor în ghiveci. Avem și noi un pitaia din semințe. Are 3 ani și o să vi-l prezint în videoclipurile următoare. Acestea mai pot fi de culoare roșie, cu pulpă roșie sau pulpă albă. Este un fruct deosebit de gustos, dar are și proprietăți minunate. În țările asiatice se folosește în medicina tradițională. O să vorbim mai pe larg când o să-l degustăm și o să facem un videoclip separat. Următorul fruct este tamarilo. Seamănă cu o roșie și are și gustul ca și o roșie. Se mai numește și arborele de tomate. A fost importat în Noua Zeelandă pentru a-l cultiva în masă. Este un fruct foarte asemănător cu tomatele, după cum am zis. Se poate cultiva în ghiveci sau în solarii. Și pe acesta îl găsim în această perioadă în marketuri. Următorul fruct foarte bun, gustos și deosebit, tot exotic, este guava. Este un fruct destul de cunoscut, crește și în Spania, chiar și în zone din Italia, am văzut și prin Grecia. Poate rezista și la noi, dacă îl punem în ghiveci sau în spații protejate, rezistă până la undeva la minus 1-2 grade.
Este un fruct deosebit și acesta, prin valoarea nutritivă. Următorul fruct din coșul cu bunătăți exotic este o citrică. Este o lămâie care se numește Kaffir Lime. Cantitate foarte mare de vitamina C. Coaja are un miros deosebit. Se folosește la prăjituri, cozonaci în această perioadă. Un alt citric deosebit din coșul cu bunătăți este micuț, dar este rar. Este caviar lime. Acesta se folosește pentru ornat îndeosebi prin restaurantele de lux. Se folosește la prăjituri, are o mireasmă deosebită coaja. Avem și noi un copăcel, un pom de aproximativ 4 ani. Sperăm că vom cultiva și noi, că vom mânca aceste fructe cât mai repede cu putință. Suntem tot la citrice. Se numește lămâie Meyer. Din aceasta se extrage parfum, foarte condimentată și aceasta. Salac sau fructul șarpe. Înverișul său are această formă de solz de șarpe. Fructul este deosebit de bun, suculent. Următorul fruct este monk fruit sau fructul călugărului. Acesta ne-a venit tocmai din China. Este un fruct deosebit pentru diabetici sau cei ce nu consumă zahăr. Este un fruct mană cerească, are un dulce intens. Se folosește în ceaiuri, se fac siropuri pentru prăjituri. Este un fruct deosebit. Acești arici de mare sunt de fapt fructe și se numesc rambutan. Nu au mai rămas foarte multe fructe de prezentat, mai avem acest tamarind. Niște fructe deosebit de dulci, ca o marmeladă, se desfac. Au un înveliș foarte dur, dar se sparge imediat și înăuntru avem ca o marmeladă. O să-l prezentăm și pe într-un filmuleț separat. După cum am zis, kiwi. Acesta este pulpa de culoare roșie, aceasta are pulpa de culoare galbenă. Niște fructe foarte gustoase. Bineînțeles, kaki, care se găsește acum toamna mai peste tot, în toate magazinele. Fisalis, care la fel se găsește în toate magazinele în această perioadă. Noi îl și cultivăm. Sunt niște fructe deosebit de gustoase, din familia roșiilor, tomatelor. Un alt citric cu un gust foarte bun este concoatul. Interiorul este mai dulce ca o lămâie, dar este acrișor față de portocală. Însă coaja este foarte dulce și condimentată. Se poate mânca ca atare cu tot cu coajă sau se poate pune la diverse preparate. Aici avem un fruct citric pe care îl găsim la fel
destul de frecvent. Este sweetie. Galangal nu este chiar un fruct. Este o rădăcină dintr-o plantă din aceeași familie cu ghimbirul. Se taie rondele și se pune în diferite mâncăruri. Are un gust deosebit apropiat de ghimbir, dar mult mai condimentat. Se poate folosi și la ceaiuri. Nu ne-au mai rămas multe fructe. Aici avem moșmanele. Bineînțeles, nu sunt exotice. Trăiesc și în țări cu un climat destul de rece, însă am zis să le prezint în același videoclip. Nu uitați că le găsiți în această perioadă și sunt delicioase. Toate cele bune, prieteni, vă doresc și nu uitați că se poate și bio. Consumați fructe cât mai mult și legume în această perioadă de iarnă. Să ne reauzim cu bine. Până data viitoare, toate cele bune vă doresc.